Mulți fermieri care fac performanță în agricultură nu se feresc să folosească cele mai noi tehnologii pentru a obține producții din ce în ce mai mari. În condițiile în care agricultura este un sector destul de imprevizibil, agricultorii încearcă să apeleze la cele mai inovatoare metode, astfel încât să gestioneze cât mai bine procesul de evoluție a culturilor deținute. De exemplu, ce ați spune de un utilaj pentru demineralizarea apei folosită la tratamentele fitosanitare? De ce v-ar trebui așa ceva? Ascultați interviul realizat de colegul meu, Marius Milea. Suntem chiar bucuroși să arătăm fermierilor o soluție care poate să-i ajute să crească performanțele lucrării de tratamente fitosanitare, dar și să reducă foarte mult doza de pesticid. În medie se poate reduce cam cu 25%. Și asta e confirmat în câteva ferme din România. Sunt astfel de instalații care lucrează la Gidvei, la Averești, la Maria Trading, la insula Marea Brăilei și la alți fermieri, și în Neamț, și în Constanța, Tulcea, și toți au confirmat că, pe de o parte, au un tratament mult mai bun, nu mai sunt influențați de ionii de metale care pot să intre în reacție chimică cu molecula de pesticid și să formeze precipitate care, practic, sunt imposibil de a mai fi absorbite de plantă rețintă, și se reglează pH-ul corespunzător cu fiecare tip de pesticid, ceea ce limitează ruperea legăturilor chimice. Deci, eficiența tratamentului este asigurată și din acest motiv se poate reduce și doza de pesticid.